Avem un moment fericit. În iarna asta am început să populăm Complexul Muzeal de Științe ale Naturii cu alte animale, cu animale marine. Avem două foci de Marea Baltică care ne-au venit cu ajutorul domnului profesor Papadopol, care are o relație foarte bună cu delfinariul Klaipeda din Lituania, cu finanțarea de la Consiliul Județean, cu ajutorul care a însemnat acest bazin. Toate astea au făcut posibile ca să oferim Constanței un loc de recreere, un loc de educație plăcută, edutainment. Un loc în care pot veni cu copiii, pot veni să vadă o mulțime de animale interesante. Iată, deci este două foci de Marea Baltică. Sunt un prim pas, un prim început. În decembrie sperăm pinguini, în ianuarie sperăm lei de mare de Namibia. Toate astea sunt niște eforturi financiare, dar în același timp sunt niște eforturi logistice, că uitați, o echipă din Cehia, firmă specializată pentru transportul de animale marine, le-a preluat și le-a adus, făcând 30 de ore pe drum în România. Asta este situația. Sperăm să fie mai bine în viitor. Erau timide la început. Da, femeia ne-a dat instrucțiuni, femeia se hrănește numai din mână. A fost crescută la mână, fiind vorba de un bebeluș găsit pe coastele Mării Baltice. Un bebeluș părăsit din diverse motive, nu știm. Masculul s-a născut la delfinarul Klaipeda. De fapt, bebelușul a costat 1 euro. Masculul a costat 1200 de euro. Sunt niște sume oricum modice, cel și 1200 de euro este o sumă modică pentru un animal așa de frumos, un animal tânăr care sperăm că va face pui aici la delfinarii. O să crească mai mult de atât? Da, sunt animale tinere, masculul născut în martie și femeia probabil în mai, se estimează, fiindcă nu s-a născut în prezența omului. Cât o să mănânce zile? Un kil jumate, 2 kg, aici Angelica are și a primit și un CD cu modul de hrănire. Asta va fi casa lor. Casa lor înseamnă apă. Casa lor înseamnă 200 de metri cub de apă într-un bazin excelent făcut anul trecut și un bazin care asigură la nivelul standardelor europene niște condiții excelente pentru animale. Bunăstarea lor contează foarte mult pentru noi. Vor rămâne aici, sperăm că vor face și pui aici, să vă invităm în număr la fel de mare ca să vă prezentăm primii pui născuți la delfinariu. Nu au nume încă, așteptăm nașul să vină. Bineînțeles că nu e numai gluma cu nașul, ci pur și simplu trebuie să vedem care sunt regulamentele internaționale. Aici Angelica va prelua legătura vis-a-vis de îngrijirea acestor animale. Dresoarele sunt lângă mine, e vorba de Ingrid și Anca și nu numai, e și Florin și Dorina, nu sunt încă aici. Și Nicu, un dresor nou, tânăr, care se vor ocupa de aceste animale. Deci 5 oameni au grijă de ele. 5 oameni vor avea de toate animalele care le aducem aici la Complexul Muzeal. Fiindcă sunt foci de Baltica, pentru moment vor mânca baby herring, adică herring de talie mică. Fiind de Baltica, e posibil să le modificăm un pic grația în timp cu șprot de Baltica, e peștele lor. Se găsește. Da? Ca cantitativ, hrana
pentru moment va fi în cantitate mică, după drum, da, în cameră, ok. Fiind după drum, nu se va da cantitatea maximă, ci vom da treptat, câte puțin, câte puțin. Vom vedea întâi dacă vor să mănânce după atâta timp, cam cât vor să mănânce. Și vom ajunge, colegii de la Claipeda ne-au trimis pentru moment o rație în jur de 2,7 kg. Ele, pentru că sunt în creștere, eu da, am văzut în grădinile zoologice din cadrul Asociației Europene a Grădinilor Zoologice, din cadrul IAZA. Hrana probabil va crește în timp, deoarece este iarnă și, după cum am discutat cu domnul director științific, specia aceasta are nevoie de o cantitate de hrană mai mare pe timp de iarnă ca să poată să-și formeze grăsimea necesară pentru perioada iernării. Sunt ușor de dresat? Vor face giubuflu? Nu. Deci gândiți-vă că focile, spre deosebire de leii de mare, cum erau John și Lori, nu se pot ridica pe notătoarele din spate. Ei se mișcă pe, ele, de fapt, se mișcă pe mal, precum omizile. Dar publicul va putea asista la comportamentele medicale, pentru că vor fi învățate de câte antrenori să stea frumos, să li se ia sânge. Domnul director voia și acum sânge pentru analize, din păcate mai așteptăm un pic. Vor trebui să vină, să stea la control, să li se facă și ecografie. Cu delfinii intri în bazin. Focile intri în bazin? Se poate intra și cu ele, am văzut pe internet, m-am interesat, se poate intra și cu ele în apă. Comportamentele nu sunt wow, dar sunt drăguțe, atașament mai mult. E pentru prima dată când vei experimenta o asemenea? Da. Da. Anca? Sunt foarte entuziasmată de acest eveniment, adevărul e că până nu vedem, nu credem. Și cumva a fost o surpriză, așa, eram cică contra. Până acum și... cu ce? Doar cu delfine ai notat? Da. Și cu John, dar John nu a fost așa de sensibilizat că să lucreze cu el în apă. Și 6 ani a învățat copii să note, că e profesor de not. O să vezi și focile să note. Nu cred că ele pe mine mai mult. Eu când l-am băgat prima dată și l-am folosit prima dată, mi-a dat o eroare. Nimic, nimic acțiune. Acțiune, nimic acțiune.